Salutare, sunt Sorin, gazda emisiunii Rock and Metal, numai aici pe Party TV, emisiune difuzată în fiecare zi de miercuri de la ora 23 și în reluare în fiecare zi de duminică de la ora 12 noaptea. În această seară avem ca invitați trupa Piatra din Suceava, am zis bine, din Suceava. Bogdan, am să te rog pe tine să prezinți toți membrii trupei care, din păcate, nu sunt alături de noi acum, încă mai lucrează la probele de sunet pentru concertul ce va avea loc imediat după acest interviu. Păi, așa să o iau în ordinea vârstei și ultima achiziție a trupei Adi la tobe, apoi aș urma eu la Bogdan chitară-voce, Cristi chitară-voce și Relu la bas. Ca să nu existe niciun fel de confuzie, am să te rog pe tine să ne explici nouă și telespectatorilor noștri care este diferența între trupa Piatra, Odisei și Bucovina? Cred că toți avem până la urmă un fond comun și mă refer în ceea ce privește sursa de inspirație a pieselor. Dar diferențe sunt. În primul rând, Odiseiul este un proiect folk rock. Trupa Piatra deja este un metal, dar nici nu știu unde să-l încadrăm cu exactitate, pentru că în toate festivalurile în care am fost a fost o problemă, că am, în comparație cu tot ce se cântă în România pe scena de metal, suntem un pic altfel, aș risca să zic că suntem un pic mai soft decât ce se cântă în mod normal. Iar legat de trupa Bucovina, ce pot să spun, e deja un trademark. Bogdan, ce proiecte viitoare ne pregătește trupa Piatra și ce surpriză ați pregătit publicului în această seară? În primul rând, trebuie să continuăm cu un nou material, să înregistrăm un nou material. Sper că începând de luna viitoare, oricum, începând cu primăvara asta, intrăm să înregistrăm un material complet, un LP, minim 8 piese mai vechi și ultimele compoziții, deci cam ce nu a fost prezent pe primul nostru material, pe primul demo rost. Astăzi un set list complet, cam tot ce avem noi pe suflet și vreo două preluări, surpriză, cam asta e marea surpriză. De ce atât de rar Piatra în București? Pentru că la celelalte două concerte la care am participat și eu ați avut un succes foarte mare. Nu pot să uit la primul concert al vostru la care v-am văzut eu live. Poate ați mai avut în București înainte, dar n-am știut, eu nu am văzut. Sala era în delir, mi-aduc aminte atunci, cred că erau în jur de 500 de spectatori și cel puțin 300 erau cu mâinile în aer și țipau Suceava, Suceava. Da, ce pot să zic, avem foarte mulți prieteni și prieteni mai noi care ne-au auzit cântând și au apreciat ceea ce facem noi și bineînțeles că au venit, de câte ori au avut posibilitatea la cântările noastre. De ce așa rar în București? Fraților, stați foarte departe. Ce pot să zic? Mai răruți că e mai drăguț, nu? Da, totdeauna sunt probleme legate de partea logistică, adică găsește locul de cântat, găsește cele mai bune condiții de cântat, plus transport, cazare, masă și așa mai departe. Destul de greu în România de a să te descurci din punctul ăsta de vedere, dar noi ne străduim. Să înțeleg că în țară aveți mai multe concerte, chiar dacă în București aveți mai rar. În ultima vreme ne-am concentrat pe alte lucruri. Am avut și mici probleme cu partea de componență a trupei. Am schimbat toboșarul și a trebuit să lucrăm din nou. Și eu și Relu și Bogdan și Adi suntem prinși și în alte proiecte și destul de greu să ne concentrăm numai pe trupa Piatra. Dar promitem cât de curând să fim foarte, foarte prezenți la toate manifestările din țară și nu numai și în cluburi și peste tot unde se poate cânta. Bogdan, spuneai mai devreme că aveți un membru nou în trupă. Ce s-a întâmplat? Fostul nostru baterist Leo, pe care îl salutăm, a avut niște probleme de sănătate și din păcate nu i-a mai permis să activeze în continuare. Și am căutat,
na, s-a găsit cel mai potrivit membru în persoana lui Adi, bateristul de la Shadow Song, o trupă tânără de la noi din Suceava. Și zic că el e omul potrivit la locul potrivit. Acum. Știi, aici în București a devenit o modă ca trupele să schimbe foarte des tobarii. De fiecare dată când întreb o trupă ce membri au schimbat, tobarul. Și nu puteam să înțeleg. Bine, oricum nu am să înțeleg, pentru că nimeni nu-ți explică concret de ce. Se tot schimbă tobarii. Au tobarii în general o problemă? Bine, exceptând trupa voastră, care tobarul vostru a avut o problemă personală. Problema este, părerea mea, să găsești un tobar bun. Adică e și greu ca un tânăr să se apuce de instrumentul ăsta. Foarte puțini sunt cu adevărat, să spun, la nivelul care îl caută toate trupele. Și presupun că asta e motivul pentru care sunt schimbați. Sunt tare căutați și în același timp foarte absenți. Ca să facem o comparație, un tobar la o formație este echivalentul a unui portar la o echipă de fotbal? Aoleu, nu știu, nu prea le-am cu fotbalul și... Oricum, tot e un membru de bază. L-aș compara cu altceva, l-aș compara cu motorul unei mașini. Secțiunea ritmică e motorul care duce mașina înainte. Fără o secțiune ritmică bine pusă la punct, nu poți să faci mare lucru. Ce pot să zic? Acum cu schimbarea asta a membrilor nu e o problemă de toboșare. Acum ține de personalitatea fiecăruia și de ceea ce vrea să facă cu talentul său și încotro vrea să se îndrepte. Nu poți să ții un om cu forță dacă la un moment dat simte că poate să facă altceva în alt loc mai bine sau cine știe să facă pur și simplu altceva. După concertul din București, ce concerte viitoare o să mai aveți în țară și unde? Păi mâine ne întoarcem acasă, sâmbătă avem acolo de cântat și, așa cum spuneam, o să încercăm să ne concentrăm și pe zona de dincolo de munți. În partea Ardealului și acolo suntem foarte, foarte bine primiți și, cu părere de rău, am fost cam absenți în zona respectivă. O să încercăm să ajungem mai des și în partea aia. Acum, cum să zic, din vorbe, toată lumea poate să facă treabă. Noi o să încercăm să demonstrăm chestia asta. De ce nu și dincolo de Prut? Pentru că voi sunteți foarte aproape și bănuiesc că aveți cunoștințe. Uite, la asta încă nu ne-am gândit. O să luăm în considerare. Ok. Pentru încheiere o să vă rog să transmiteți un mesaj fanilor și telespectatorilor noștri, fanilor voștri și telespectatorilor noștri, după care vom urmări concertul Piatra. Păi, ce să le transmit? Să mai viziteze site-ul nostru de pe MySpace, piatraband.com. Acolo o să mai postăm noutăți, concerte, poze de la concerte și cât de repede le aducem un material discografic nou și ne întâlnim la concerte. Toate cele bune! Eu ce pot să le urez decât să nu fie doar rockeri de internet, adică să iasă din casă, să meargă la cât mai multe concerte, să vadă cât mai multe trupe, pentru că e foarte important să urmărești o trupă live. Nu totdeauna înregistrările spun cele mai bune lucruri despre o trupă. E foarte, foarte important ca trupele să simtă publicul și pentru asta trebuie să iasă din casă, din fața calculatorului, să meargă în cluburi, să meargă pe stadioane, să susțină toată mișcarea asta, care în ultimii ani pare că ia din ce în ce mai mare amploare.